Bine de o săptămână în piețele din capitală au apărut în vânzare pomi fructiferi, butași de viță, de vie și arbuși decorativi. Comercianții spun că această perioadă este cea mai prielnică pentru sădirea pomilor. Astfel, oamenii au luat cu asalt piețele în căutarea celor mai deosebite soiuri de copaci și plante decorative. Olga Meriuță din raionul Căușeni produce material săditor de mai bine de 45 de ani. Acum e cel mai bun timp de pus în pământ. Nu se aștepte lumea când e căldurile cele mari. Eu singur altoiesc, am plantații mamă de altoi, de port altoi. Fiecare rând e scris în carte de pepinieră ca să nu încurc sortul. Din cauza scumpirii carburanților, producătorii spun că au fost nevoiți să majoreze și prețurile. Toată cauza e motorină, fiindcă vinim cu mașina, toate lucrările se fac cu tractorul. În mediu la 5-8 lei așa s-au scumpit. Motorina s-a scumpit, noi suntem catari de la Briceni, drumul ne costă foarte scump. Acum am venit la Briceni încoace, 1,5 lei ne-a costat. Dar ce să facem? Trebuie să realizăm marfa, marfa stă încă în grădină, ne scoasă. Cumpărătorii cu care am stat de vorbă au spus că prețurile deocamdată sunt rezonabile. Față de situația care este la moment, mă gândeam la prețuri mai grele, dar sunt ce au fost și anul trecut. E timpul cel mai bun de plantat acum. Coacăză neagră, vrem copăcei. Prețurile așa sunt normale până când. E bine, deci pământul de acum se începe să încolțe tot și el începe a lucra. Muri agri și așa mai departe. Așa. Normale prețurile. 30, 20, 50, așa, normale. La piața agricolă din Chișinău, prețul unui pom fructifer variază între 30 și 40 de lei.